Salut, prieteni, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Numele meu este Felix și după cum vedeți pe ecran, vreau să răspund la întrebarea de ce cine nu își investește banii face cea mai mare greșeală. Fiindcă adevărul este că nu e vorba de cantitatea de bani, fiindcă nu contează dacă vorbim de 100 de ron, de 1000 de ron, de 10.000 de ron. Știm persoane care câștigă 1000 de euro sau 10.000 de ron și propădez la fel de mult. Sau, dacă ne uităm la sportiv, da? Fiindcă poate nu avem exemple în jurul nostru. Dacă ne uităm la sportiv, vedem că sunt foarte mulți care au avut cariere în care au câștigat zeci, poate sute de milioane de euro și au rămas în final cu zero sau chiar cu datorii. Și adevărul este că am arătat în video în care am prezentat cum poți câștigi bani în timp ce dormi, că nu ai nevoie mai mult de 100 de ron sau 100 de euro pe lună ca să ajungi în vreo 5 ani, 10 ani, 15 ani, mai mult dacă vrei să ai mai mult, la vreo 20.000 de ron, la vreo 20.000 de euro. Și adevărul este că vreau să desenez aici ca să arăt într-un mod mai vizual despre ce vorbesc, fiindcă dacă citim majoritatea statisticilor despre persoanele din Statele Unite, o țară bogată, să spunem, da, o să vedem că majoritatea nu au în economii nici 1000 de dolari. Bine, adevărul este că nu e neapărat majoritatea. De fapt, dacă cauți o statistică, probabil o să vezi că nu este neapărat peste 50%, dar 20-30% s-ar putea să fie și. Adevărul este că acest lucru este foarte ciudat, fiindcă dacă te-ai uita la multe din salariile lor, ai vedea că sunt vreo 40.000, poate 60.000 pe an și asta nu este neapărat în afara normalului. Și dacă te gândești cum de nu au nici măcar atât, nu este greu să-ți dai seama dacă am face, să spunem, o comparație. Să aleg aici o culoare prin care putem să vedem mai ușor, un albastru, să ne gândim că avem două persoane. Dacă acele persoane, să spunem că amândouă, au următoarea sumă, persoana A și persoana Z. Dacă în acest exemplu, să spunem, să dau aici mai jos ca să avem spațiu și să dau și puțin zoom, dacă, să spunem că aceste persoane câștigă poate 1000 de dolari fiecare pe lună. Ideea este că în funcție de cât propădești, fiindcă să spunem că amândouă propădesc aproape 200 pe chirie. Și astea sunt exemple fictive ca să vedem doar care este diferența într-o persoană care își folosește banii mai cu cap, să spunem, și alta care nu prea. Se spune că această persoană își ia lunar sau poate la două luni o pereche de pantofi și dă 100 de dolari, da? Pe când aceasta normal că nu își ia. Aceasta poate folosește pentru, și nu o să am loc aici pentru toate lucrurile, însă să zicem că pentru Uber folosește aproximativ 50 de dolari, ceea ce nu este greu. Apoi să mai adăugăm și Starbucks, aproximativ 50, fiindcă dacă dai vreo 5 pe zi, în total se adună. Și aici am mai avea vreo 100 și desigur, dacă am mai adăuga și faptul că această persoană se duce la cinematograf și să spunem că se duce și la teatru și se duce mai multe locuri în fiecare weekend, ajunge să spunem la altă 100 și în cele din urmă desigur o să mai adăugăm aici și vreo 200 pentru mâncare. Să ne gândim însă că această persoană, Z, nu face atât de multe lucruri, poate gătește mai mult acasă, poate nu ia Uber, nu dorește să bea cafea în oraș. Normal că această persoană după aceea nu ar mai avea acel de cheltuieli, dar se spune că pentru mâncare propădește 300, fiindcă mănâncă acasă. E bine, poate acea persoană, da, nu mai are toate aceste cheltuieli, fiindcă mereu o să fie mai mult de cheltuit. Însă dacă ne uităm aici, cât am avea în total? Aici am avea, dacă am face calculul, acestea fiind acestea de aici, am avea vreo 700 de dolari. Și e bine, ce fac majoritatea persoanelor care văd că au și cărora chiar le place să propădească? E bine, când văd că la sfârșitul lunii le-au rămas 300 de dolari și luna următoare se mai adună 1000, asta însemnând 1300, cel mai probabil în următoarea lună o să treacă de la 700 la o cheltuială, să spunem, de vreo 1000. Și asta înseamnă că cei din urmă rămân cu 300 după două luni. Și asta e un mod de gândire, fiindcă vreau să arăt. Această persoană care, desigur, nu plătește doar chirie și mâncare, dar am vrut să simplificăm ca să nu luăm în considerare toate lucrurile mici, dar să gândim că această persoană cu toate cheltuielile propădește 500. E bine, dacă ne gândim că această persoană rămâne cu 500 la finalul lunii și apoi următoarea lună o să aibă încă 1000,
o să vedem că o să ajungă la 1.500.000 și dacă are gândirea aceea că vrea să păstreze banii pentru investit în viitor, atunci luna următoare va prăpădi 500, da? Nu va trece ca această persoană la un număr mai mare. Și asta înseamnă că după 2 luni, vedem, rămâne cu 1.000. Și acesta este doar un exemplu ipotetic, fiindcă știm cu toții că sunt persoane, nu, care atunci când se văd cu mai mulți bani, pur și simplu consumă mult mai mult. Și în cele din urmă rămân cu mai puțin. Și, de exemplu, dacă văd că le-a rămas 300, ce fac? Se duc și cumpără ceva de firmă, poate cu 3 linii, așa mai departe, da? Și se duc și aceștia. De câte o persoană care mereu se gândește că trebuie să aibă o grijă mai mare, da? Fiindcă adevărul este că n-ai de ce să mănânci azi cu 2 linguri dacă nu ai nevoie. Poate mai bine să mănânci în viitor cu una, dar să ai siguranța că o faci. Și vedem aici că o persoană poate să rămână și să adune în fiecare lună mai mult și să crească, să spunem, după 12 luni, acest număr cu 6.000. Dacă luăm în considerare și aceste 2 luni de aici, în cele din urmă o să aibă 7.000, da? Și chiar dacă pare simplu, adevărul este că nu e ușor, nu? Fiindcă trebuie să ne gândim în modul următor, că dacă facem mereu avem aceste cheltuieli, precum faptul că vrei să iei Uber mereu sau vrei să bei o cafea la Starbucks, fiindcă gândește felul următor. Poate o cafea la Starbucks este, nu știu, sigur, dacă este $4 sau în jurul, dar adevărul este că dacă îți faci una acasă, ar fi probabil, dacă stau să mă gândesc bine, maxim 0.20 de cent. Și asta ce înseamnă? Și centul cred că se face așa. Și adevărul este că diferența este una uriașă și dacă o aduni, să spunem, de 2 ori, este 8 versus 0.40. Și dacă tot continui așa, îți dai seama că diferența este una majoră. Și de aceea, dacă nu îți investești bani, nici dacă nu îi pui, fiindcă acești bani, cum am arătat și în alte video, 6.000, dacă investești, să spunem, azi, în 2020, într-o acțiune, precum să spunem aici că ai acțiunea, să spunem Microsoft, că este una destul de sigură, să nu vorbesc de Apple sau de Tesla, care poate vor crește și mai mult. Dar gândește în felul următor, că aici în 2030, dacă aici investești, să spunem, stai să vedem perioada, ok, și am mutat aici ca să se vadă puțin mai bine, să faci comparația între 2020-2030. Gândește în felul următor, că dacă în acest an, să spunem că investești aproximativ poate 2.000 în această companie și eventual te gândești că în acești 10 ani, adică în aceste 120 de luni, mai pui să spunem câte $200, nu, hai să spunem 100 luna, da? Adică vreo 4 milioane, 5 milioane. Asta ce ar însemna? Dacă mulțim 100 cu 120 de luni, ar veni 12.000. Și dacă te gândești că de-a lungul timpului, în afară că investești această sumă inițială de 2.000 și de-a lungul timpului până în acest moment mai investești și 12.000, o să fie cel puțin 12.000 plus 2.000, 14.000. Și asta prin simplu motiv că ai pus deoparte aceste 100. Dacă ne-am gândit că această companie Microsoft ar crește măcar cu 5% în fiecare an, asta ar însemna că pentru fiecare 1200 pe care investești pe an, fiindcă am zis 100 pe lună, dacă acestea ar crește cu 5%, uite, am făcut calculul aici ca să vezi că este un calcul corect, am pus aici 5% din 1200, vezi că se mai adaugă 60 în fiecare an. Și asta înseamnă că în fiecare an mai primești minim 60, fiindcă dacă o să crească cu 5%, deja o să ai, cum am spus în alte videouri, acel efect de compounding. Și adevărul este că dacă ai acești 60 mulțit cu câți ani am spus aici, 10 ani, deci o să ai cel puțin 600 care pur și simplu au venit fiindcă ai investit. Și dacă consideri și că compania o să crească cu 5%, asta înseamnă că fiecare ban, în afara faptului că o să primești dividende și toate astea, acești 14.000 sunt șanse foarte mari să devină, să spunem, cel puțin 28.000. Ok, și adevărul este că dacă vrem să ajungem la aproximativ 28.000, înseamnă că ar trebui să avem un randament de 14% pe an, nu de 5%. Ceea ce ar însemna că ar trebui să investim în ceva mai, într-o companie mai bună, să spunem, decât poate Microsoft, deși dacă ne uităm la Microsoft în ultimii ani, am vedea că această acțiune a lor în ultimii 5 ani a crescut, să spunem, cu
294%. Și dacă ne uităm anual, vedem aici diferența între 15 mai 2015 și 15 mai 2016. A crescut, după cum vedem aici, cu 5%, 4%, apoi din 6 mai până în 6 mai 2017, din 16 în 17 a crescut 36%, apoi din 5 mai 2017 până în 2018 a crescut cu altă 37%, apoi până în mai 2019 cu altă 35%, iar din 2019 până în 2020 mai a crescut cu 43%, după cum vezi aici. Și asta înseamnă că aceste exemple pe care le-am dat eu ar fi oarecum chiar unele conservative pentru cineva care oarecum se uită cu interes și vede care sunt investițiile mai bune, fiindcă eu am spus în acest exemplu că poate crește cu un 5% și am oferit acest exemplu ca să dau senzația că nu este chiar așa complicat, da? Fiindcă dacă găsești o companie precum Apple sau precum Microsoft, ai văzut că au avut ani în care au crescut cu 35%, nu doar cu 5%. Normal că asta nu se poate întâmpla mereu, însă dacă ești interesat de acest subiect, normal că o să vezi mai ușor aceste oportunități. Dacă te aștepți să le vezi picând ele, să spunem, în portofoliul tău, normal că nu se va întâmpla. Însă, de exemplu, și dacă ne uităm la o firmă ca Tesla, sunt șanse foarte mari ca de azi până în 2030 sau până în 2025 să se dubleze cel puțin. Și normal că și în acel caz, toți banii pe care îi ai aici, în cele din urmă, or să se dubleze. Și desigur, nu vreau să par asta mai simplu decât este, însă vreau să arăt că sunt niște principii pe care dacă le urmăm, este aproape imposibil să ratăm, să pierdem oportunitățile care, după cum vedem, piața bursieră ni le oferă de foarte mult timp. Și știu că am dat aici mai multe exemple, însă am încercat oarecum să arăt într-un mod cât mai vizual că dacă ai această mentalitate de a investi banii, de a-i pune undeva unde vor crește, undeva unde să lucreze, atunci, pe termen lung, este aproape imposibil să nu ai mai mult încât să ai până la urmă ce vrei în viitor, fiindcă dacă încerci, să spunem aici, în prezent, să iei lucruri care oricum nu o să te țină prea mult, precum anumite haine, care sunt probabil la un preț mult prea mare, nu datorită calității, ci datorită unui logo. Sau dacă nu ai, să spunem, disciplina de a lua, nu știu, poate un metrou de câteva ori în loc să iei Uber, fiindcă de multe ori luăm deciziile care par cele mai ușoare pe moment sau fără să ne gândim la efectele lor pe termen lung. Și după cum vezi, pe termen lung, unele decizii mici pot să aibă un impact destul de mare. Desigur, acum să pot da 1000 de exemple despre cheltuieli și așa mai departe, însă n-am încercat să fac în acest video un video în care ne uităm la fiecare cheltuială mică și ne dăm seama despre ce e vorba. Fiindcă cel mai important este această mentalitate, că trebuie să punem și deoparte, poți să pui poate 10%, 20%, nu 50%, cum am dat aici exemplu, însă depinde foarte mult și de nivelul cheltuielilor. Și asupra lor, desigur, ai o influență destul de mare, fiindcă tu decizi cam care vrei să fie nivelul. Pentru video-uri în care am arătat mai precis, să spun, aceste calcule, puteai să te uiți la cel în care menționez cum poți să faci bani în timp ce dormi și acesta este una din metode, faptul că îți pui banii în piața bursieră și acolo ei vor lucra. Fiindcă, de fapt, companiile lucrează și tu profiți de faptul că ele cresc, fiindcă investești în ele. Și ele, desigur, ca recompensă îți cresc acei bani pe care tu i-ai pus acolo. Și sper că acest mod vizual de a arăta, chiar dacă câteodată poate puțin mai dezordonat, a reușit să îți arate despre ce este vorba când vorbim de investiții și de ce trebuie mai bine să ne gândim că banii care ne rămân trebuie să investiți și nu cheltuiți în momentul următor, fiindcă nu vrem să ajungem, cum vedem în Statele Unite, foarte mulți că nu au nici măcar $1000 puși deoparte, deși au niște salarii așa de mari. Ok, și cam asta a fost tot pentru acest video. Sper că ți-a arătat măcar o altă perspectivă sau ți-a dat, să spunem, o nouă idee, un nou mod de a te uita la bani în general, nu? Fiindcă până la urmă, după cum vezi, când lucrurile sunt vizuale, parcă te gândești altfel la bani sau la orice alt lucru. Și dacă ți-a plăcut acest video, poți să lași un like. Dacă ai o întrebare sau
vrei să pui ceva în legătură cu aceste informații pe care le-ai văzut în acest video, poți să lași un coment în secțiunea de comentarii jos și dacă vrei să mai vezi astfel de videouri imediat ce le scot, poți să apeși pe butonul de subscribe și pe clopoțelul de lângă pentru a fi notificat imediat ce apare unul nou. Și cu asta încheie acest video și sper să ne vedem cât mai multe.